Lăudat să fie Iisus Hristos. Domnul rector, Menone, dragă părinte, paroc și decan, cele voastre părinți, profesori, dragi seminariști, dragi și biscredincioși, zilele de 1 și 2 noiembrie reprezintă pentru noi creștinii un an catolic, o zi de mare trăire în credință. Cred în împărtășirea Sfinților. Un moment în care noi cei de pe pământ, având mereu deasupra noastră iubirea celor din cer sfinți, ne îndreptăm privirea spre cei din purgator, cei care așteaptă întâlnirea cu Dumnezeu pe care ei l-au căutat. Și astfel împreună realizăm acea biserică una, biserică triumfătoare, biserică purificatoare și biserică luptătoare. Este un mister în care ne simțim astăzi implicați din plin. Noi, cei de pe pământ, cu speranța că ceea ce facem noi acum se va realiza și cu noi. Ne vom întâlni cu cei dragi, din slavă și cei care doresc să ajungă cât mai repede în slavă. Ne rugăm așadar astăzi pentru cei care ne-au ajutat să creștem în credință, pentru episcopii noștri care au propus această credință și pentru toți profesorii din seminar, preoți, profesori, dar și pentru seminariștii reposați. Pe toți îi amintim în această credință noastră, cred în împărtășirea Sfinților. Și rugăm pe Dumnezeu să primească rugăciunea noastră în această zi. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, spunând, mărturisesc lui Dumnezeu a totul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiune, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta și îngerii și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm, ascultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile noastre
Sporește în noi credința în Fiul Tău înviat din morți și întărește-ne speranța în învierea slujitorilor Tăi răposați. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectură din Cartea lui Iob. În zilele acelea, Iob a luat cuvântul și a zis: Ce n-aș da să fie scrise cuvintele mele, ce n-aș da să fie înscrise într-o carte, cu un condei de fier sau de plumb, să fie săpate pentru totdeauna în stâncă. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că în cele din urmă se va ridica peste țărână. După ce îmi vor roade această pielea mea, fără carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu însumi îl voi vedea și ochii mei vor privi și nu altcineva. Cuvântul Domnului. Este lumina și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Cere de la Domnul și pe acesta îl caut, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să vizitez sanctuarul Său. Doamne, glasul când te chem, îndură-te de mine și răspunde-mi. Eu caut, Doamne, fața ta, nu-ți ascunde fața de la mine. Vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Așteaptă-L pe Domnul, fii tare, întărește-ți inima și nădăjduiește în Domnul.
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, speranța nu înșală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Într-adevăr, pe când eram încă neputincioși, Hristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiți. De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, cu atât mai mult acum, când suntem justificați prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânie, deoarece, dacă dușmani fiind, am fost reconciliați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, reconciliați fiind, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care acum am primit reconcilierea. Cuvântul Domnului. Aceasta este voința Tatălui meu, oricine îl vede pe Fiul și crede în El are viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă, spune Domnul. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus mulțimilor, tot ce mi dă Tatăl va veni la mine, iar pe cel care vine la mine nu-l voi da afară, căci m-am coborât din cer nu ca să fac voința mea, ci voința celui care m-a trimis. Și aceasta este voința celui care m-a trimis, să nu se piardă nimeni dintre cei pe care mi-a dat de la el, ci să-i învii în ziua de pe urmă, pentru că aceasta este voința Tatălui meu. Oricine îl vede pe Fiul și crede în El, să aibă viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelența voastră, cucernice părinte rector, cucernici părinți profesori, dragi seminariști, iubiți credincioși,
După ce ieri i-am sărbătorit pe toți sfinții din paradis, gândindu-ne cu precădere la cei anonimi, care nu sunt știuți decât de către Dumnezeu, dar pe care Biserica vrea să ne ajute să nu-i pierdem din vedere, astăzi suntem chemați să ne îndreptăm atenția către toți cei care, în această procesiune la care luăm parte cu toții, dinspre vremelnicie către veșnicie, au pășit deja dincolo. Și pentru că mai au de ispășit în focul purificator al purgatorului, nu se numără printre cei sărbătoriți ieri. Sunt toți răposații, atât părinții, frații, rudele, prietenii și apropiații noștri, cât și cei necunoscuți pe care nimeni nu-i mai amintește. Sunt sufletele din purgator, sufletele care mai așteaptă o sfântă liturghie, poate, sau o rugăciune, sau o mică jertfă din partea noastră, ca un ultim impuls spre fericirea paradisului. Noi, prezenți la această sfântă liturghie, îi pomenim într-un mod aparte pe preoții, profesori, care au contribuit la formarea celor chemați la preoție în seminarul nostru din Iași. Și de asemenea îi avem prezenți la această sfântă liturghie și pe acei seminariști cărora le-a fost întrerupt drumul formărilor pentru sfânta preoție, pentru a-l continua în veșnicie. Pe toți aceștia, pentru că mai au încă de ispășit pentru păcatele săvârșite în timpul vieții, Biserica ne cheamă să-i amintim astăzi în rugăciune și să implorăm milostivirea lui Dumnezeu pentru ca și ei să se bucure cât de curând de contemplarea slavei sale. Dacă stăm și ne gândim bine, încă de la început, creștinii și-au amintit de răposații lor, s-au rugat pentru ei. Să ne amintim de catacombele antichității creștine, unde mormintele celor adormiți în Domnul deveneau locuri de rugăciune. Să ne amintim, să ne gândim cum de-a lungul timpului și astăzi cimitirele sunt locuri unde creștinii buni se adună în jurul mormintelor dragilor lor răposați pentru a se ruga pentru ei. Ne rugăm pentru credincioșii răposați pentru că ei fac parte din biserică. Așa cum amintea și Preasfințitul la începutul Sfintei Liturghii, cele trei dimensiuni ale bisericii. Biserica este comuniunea celor care sunt pelerini pe acest pământ, a răposaților care își împlinesc desăvârșirea în purgator și a fericiților din cer. Toți împreună formăm o singură biserică, biserica luptătoare, biserica purificatoare și biserica triumfătoare. Ne învață biserica astăzi că nu mai există despărțire între morți și vii, pentru că toți suntem vii în Dumnezeu, în care nu există moarte. Așadar, moartea trupului nu poate desface legăturile de iubire dintre cei vii și cei morți în Domnul. Tocmai de aceea, o doamnă căreia i-a murit soțul nu obișnuia să spună că este văduva celui decedat, dar că este soția lui. Cineva întreba odată, de ce trebuie să ne rugăm pentru cei răposați? Oare Dumnezeu nu-i iubește?
Oare jertfa lui Iisus nu a fost suficientă? Celor care întreabă astfel, le-am putea răspunde: nu ne rugăm pentru cei răposați, de parcă fără rugăciunile noastre Dumnezeu n-ar avea grijă de ei, ci tocmai pentru că știm că îi iubește și are grijă de ei, cerem privilegiul de a ne uni iubirea noastră pentru ei cu iubirea Lui pentru ei. Știm foarte bine că mântuirea este o lucrare divino-umană, lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului, lucrare în care Dumnezeu și omul își are fiecare partea lui. Dumnezeu și-a împlinit perfect, îndestulător, partea lui. Omul, în schimb, fiind slab, nu-și poate îndeplini întotdeauna la timp și îndestulător partea lui. De aceea, Dumnezeu cel milostiv și îndurător a rânduit ca, în virtutea acestei împărtășiri a sfinților, pe care o mărturisim și în crez, noi, cei rămași încă în viață, împreună cu fericiții din cer, să-i putem ajuta pe frații noștri răposați, aflați în purgator, să-și împlinească bine partea lor în această lucrare divino-umană a mântuirii. Sufletele mântuite de Iisus, sufletele acelora care au plecat la Domnul mai înainte de a-și împlini pe deplin partea lor, dar care au plecat în stare de har, în prietenie cu Dumnezeu, ajung în acel, cum îi spunem noi, loc, mai bine zis, stare de purificare, numită purgator. În această stare, ei împlinesc ceea ce le mai lipsea pentru a se bucura în mod deplin de jertfa mântuitoare a lui Iisus de pe cruce. Dar singure nu au putere. Tocmai de aceea așteaptă. Așteaptă pe lângă mijlocirile îngerilor și ale sfinților ajutoarele noastre pentru a împlini, cum spuneam, partea lor din lucrarea divino-umană de mântuire. Și mai ales așteaptă în această lună noiembrie. Așteaptă să câștigăm pentru ele acele indulgențe plenare. Știm bine, în perioada 2-9 noiembrie, în condițiile cunoscute. Și așteaptă de asemenea din partea noastră ajutoare substanțiale în fiecare zi din luna noiembrie și nu numai. De aceea Biserica nu uită niciodată de membrii ei plecați în veșnicie și în mod deosebit îi invită pe toți ca în această lună să-i ajute pe cei din purgator, oferind sfinte liturghii, rugăciuni, jertfe, fapte de milostenie și indulgențe. Indulgențele, atât de mult contestate de către unii, sunt însă tezaurul bisericii. Tezaur format din meritele lui Iisus, din meritele sfinților și din meritele oamenilor drepți de pe pământ. Și din acest tezaur, biserica oferă comori de har sufletelor din purgator. Multe suflete din purgator care au fost uitate de dragii lor de pe pământ, adesea au venit cu permisiunea lui Dumnezeu să le amintească cunoscuților lor de datoria pe care o au de a le ajuta. Vin și cer cu insistență ajutorul de care au nevoie. Iată câteva exemple în acest sens din care reiese ceea ce așteaptă sufletele din purgator de la noi, oamenii călători încă pe acest pământ.
Părintele Giuseppe Tomaselli, care a trăit între anii 1902 și 1989, un preot salesian, povestește că în Institutul Fiicelor Mariei, Ajutorul Creștinilor din Nisa, pe înserat, călugărița de serviciu a văzut pe cineva în curte, sub arcadele casei, deși poarta era încuiată. Când s-a apropiat să vadă despre cine este vorba, l-a recunoscut pe monseniorul Marengo, episcop de Carrara, care murise în 22 octombrie 1921, în faimă de sfințenie. Surprinsă, călugărița îl întreabă: Excelența dumneavoastră, dar nu sunteți mort? Și atunci episcopul i-a zis: M-ați lăsat în purgator. Am muncit atât de mult pentru acest institut și nu v-ați mai rugat pentru mine, crezându-mă sfânt. Rugați-vă pentru mine. Și spunând acestea, a dispărut. Imediat sora s-a dus și l-a informat pe rectorul major al salezienilor, părintele Filip Rinaldi, acum și el trecut la cele veșnice și înscris în numărul slujitorilor lui Dumnezeu spre beatificare și canonizare. Acesta a cerut pentru bunul episcop Marengo rugăciuni publice la sanctuarul Mariei, Ajutorul Creștinilor. După o săptămână, acest episcop răposat a reapărut în același institut, spunând: Am ieșit din purgator, vă mulțumesc și vă iubesc, mă rog pentru voi. Un alt exemplu, Sfântul Nicolae din Tolentino, care a trăit între anii 1245 și 1306, un mistic italian, povestește că într-o sâmbătă seara, în timp ce stătea în pat, l-a auzit vorbind pe fratele Pellegrino de Osimo, un călugăr decedat de ceva vreme, pe care îl cunoscuse personal. Acest călugăr i-a spus că se află în purgator și l-a rugat să ofere Sfânta Liturghie pentru el și pentru alte multe suflete suferinde, ca să fie eliberate din purgator. În următoarele 7 zile, Nicolae a făcut acest lucru și a fost răsplătit cu o a doua viziune, în care confratele decedat și-a exprimat recunoștința și l-a asigurat că un număr mare de oameni se bucură acum de prezența lui Dumnezeu datorită sfintelor liturghii și rugăciunilor sale. Și un ultim exemplu, binecunoscuta vizionară Maria Margareta Alacoc, în timp ce se ruga înaintea Preasfântului Sacrament, dintr-o dată a apărut în fața ei o persoană înveșmântată cu foc și i-a spus că este în purgator, că este un călugăr benedictin care ajunsese acolo pentru niște gânduri indecente, nealungate la timp, și pentru niște momente de lipsă de dragoste față de frați. Și a rugat-o să primească în spirit de credință suferințele permise de Dumnezeu și să le ofere pentru el. Timp de 3 luni, Sfânta Margareta Maria Alacoc a fost bolnavă, dar și-a oferit acele suferințe pentru a înceta suferințele acelui călugăr. Iar după 3 luni, acesta i-a apărut sfintei total schimbat, plin de bucurie și de strălucire. I-a mulțumit și i-a promis că se va ruga pentru ea în fața lui Dumnezeu. Da, răposații noștri așteaptă de la noi, cei de pe pământ, sfinte liturghii, rugăciuni, jertfe, sacrificii. Oare vom ezita sau chiar vom refuza să le oferim?
dragostea noastră față de răposații noștri și credința noastră în comuniunea Sfinților ne vor ajuta ca în această lună noiembrie să facem cât mai multe fapte de iubire, să ne rugăm, să ne jertfim și să oferim cât mai multe sfinte liturghii spre folosul lor. Am văzut că ei se roagă pentru noi, se roagă pentru cei care îi ajută. Într-o bună zi, când noi vom fi trecut pragul veșniciei, dacă va fi să avem nevoie, sperăm să se găsească și pentru noi suflete generoase care să ne ajute să intrăm cât mai repede în fericirea veșnică a Paradisului. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, în comuniune cu întreaga biserică, cu toți cei care fac parte din biserica de pe pământ luptătoare, ne îndreptăm acum în rugăciune, așa cum suntem îndemnați de toate lecturile sfinte și de predica Părintelui Decan. Ne îndreptăm spre ei, spre cei care așteaptă rugăciuni de la noi, amintindu-i într-un chip deosebit pe cei care ne-au făcut bine, mai ales pentru trăirea credinței, preoți, profesori și sigur că învățători. De aceea ne unim în aceeași iubire și înălțăm astăzi către Dumnezeu rugăciunile noastre pentru ei, care au mers înaintea noastră cu semnul credinței, spunând: Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor ce mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care L-a înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitorilor răposați pentru care se săvârșește această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău, pe care biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să eliberezi sufletele celor apăsați de orice legătură a morții, primindu-i în lumina fericirii veșnice. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
binecuvântat am primit pâinea pe care ți-o oferim, roade-l pământului și omul și omul, care am pâinea vieții. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre laudă și alinerea Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Biserici. Primește cu bunătate, Doamne, darurile pe care ți le oferim, pentru toți slujitorii de tăi adormiți în Hristos, pentru că ai eliberat de lanțurile morții, prin jertfa unică a Fiului Tău să se învrednicească de viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, în El ne-a strălucit speranța învierii fericite, astfel încât pe noi, cei întristați de certitudinea morții, să ne mângâie făgăduința nemuririi viitoare. Căci viața credincioșilor Tăi, Doamne, se schimbă, dar nu se pierde. Și după destrămarea nestatornicei locuințe pământești, le este pregătit un lăcaș veșnic în ceruri. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale zicând fără încetare. Oh.
venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cărora Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, le-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, de preoții profesori, profesorii și seminariștii răposați și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndeplinește porunca Mântuitorului și povățuiește învățătura sa dumnezeiască, îndrăznimea spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,
Cine mântuiește de cel rău? Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Pax tibi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic trupa copilului meu, dar ține și gândul și se va trăi sufletul meu. Să împăcească.
Să ne rugăm. Ne rugăm, Doamne, ca primind această jertfă, să sporești îndurarea Ta asupra slujitorilor Tăi răposați și după cum le-ai dăruit harul botezului, să le dai și plinătatea bucurilor veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Celor prea iubiți, ne rugăm acum lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposaților noștri, pe care i-am intimat astăzi în rugăciunile noastre, pentru care scumpărați din moarte și iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe omerii Bunului Păstor, să se bucure de fericirea Sfinților în împărăția Regelui Vești. Ne rugăm așadar pentru episcopii noștri, răposați care au iubit seminarul, pentru preoții și profesorii care au activat în seminar, Francisca Beni, Gheorghe Peț, Ioan Mărtinaș, Anton Trifăș, Andrei Gherguț, Rafael Friedrich, Leopold Nesman, Ioan Jic, Anton Sar, Anton Gavor Alois Donia, Alfons Donia, Iosif Gherghele, Ioan Ciuraru, Gheorghe Petrașa, Gheorghe Lenghen, Eduard Sechel, Anton Budău, Petru Mareș, Francisca Zanel, Anton Gheorghe, pentru laicii care au lucrat în seminar, Tiberiu Rață, Francisc Herciu, Ioan Bulai, Ioan Corrocaru, Ioan Mărtinaș. Și pentru seminariștii răpăsați, Ioan Corrocaru, Iosif Stoica, Ienășel Valentin, Robert Eugen Pătrășcan, Alin Gurcu. Măreț biruitor al morții, valnic Împărat, Tu care dulcești mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat la noastră fiind, chiar și morții Te-ai supus, și ai împins fiinea dușmanul, pe cel ce poate ne-a Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Ta lumină, prea dreptule judecător, cu Tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Către Tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străjerirea zorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este Binecuvântată este rodul trupului Tău, Sfântă Maria, a lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul nostru. Să ne rugăm, invocăm cu stăruință, Doamne, mila Ta, pentru slujitorii Tăi amintiți în rugăciunile noastre, care au lucrat cu sârguință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Odihnă veșnică dă-le lor, Doamne, să se odihnească în pace.